Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi facem o introducere un pic diferită, dar pentru asta am nevoie de un cronometru. Deci, hai să vedem! Bună ziua, sunt Bruno Medicina și ajut pe oamenii și companii să atingă performanțe de top în orice domeniu, cu o privire specială la business, la sport, la muzică. Sunt profund convins că înăuntru de noi există un potențial imens și nefolosit, deci misiunea mea este să pun pe oamenii să descopere și să folosească cât mai bine acest potențial. Oricine vrea să atingă maximum de rezultate cu minim de efort, poate să apeleze cu încredere la mine. 35 de secunde. Asta este un exemplu de elevator pitch, cum spun americane, adică conceptul care este, imaginează-te că te întâlnești cu cineva într-un lift, cineva într-adevăr important, care într-adevăr te poate ajuta și trebuie să explici în câteva cuvinte, în maxim de 30-40 de secunde, cu ce te ocupi, cum poate fi de folos, cum poate să meargă mai departe interacțiunea în așa fel să fie interesant să urmeze contactul cu voi. Toți știm că, într-adevăr, sunt oameni care vorbesc jumătate de oră și când încearcă să explice cu ce se ocupă și nu sunt în stare, fac o mare confuzie. E, de obicei, când întâlniți unul așa, îi puneți o etichetă, adică sunt avocat, sunt medic, pentru că e mai simplu să punem o etichetă. Dar, mai ales, ceea ce faceți e un pic deosebit sau nu se încadrează într-o meserie standard, oricum, dacă vreți să ieșiți în evidență cumva, pentru că spune sunt avocat, sunt medic, nu spune prea mult despre voi, aveți nevoie să aveți studiați bine acest elevator pitch sau speech, cum preferați. Care sunt aceste elemente? Exact cele pe care le-am folosit eu în a prezenta pe al meu. Nu vreau să mă repet, dar vreau să analizăm. Bună ziua, sunt Bruno Medicina. Ok, aici e clar că primul lucru care trebuie să spuneți este numele, evident. Cu ce vă ocupați anume ca domeniu? Eu mă ocup cu dezvoltarea performanței de top. Ajut oamenii și companie să atingă performanța de top în orice domeniu. Asta e meseria mea generală. Pot să adaug că sunt coach, pot să adaug că sunt trainer, dar astea deja metode. Apoi am specificat, mai ales dacă e vorba de business, mai ales vânzări, sport și muzică, pentru că sunt domeniile în care eu am experiență directă, deci pot să dau mai mult. Okay? Poi trebuie o frază care încadrează o credință importantă pentru meseria voastră pe care o folosiți. Eu am spus, eu cred și chiar cred că fiecare dintre noi are un potențial imens, bla bla bla, și meseria mea este să pun oamenii în contact cu acest potențial. Deci asta este o declarație de principiu. Evident că fiecare dintre voi va trebui să se adapteze o frază care exprimă un moment credință. Și apoi, ultima frază trebuie să fie, așa zis, call to action, adică să ai ceva de făcut. Eu ce am zis, perfect. Ținând cont că mă ocup cu performanță, ținând cont că cred că fiecare are un mare potențial și eu pot să-l pun în contact cu acest potențial, bine, propunerea mea este, oricine vrea să atingă maximul de rezultat cu minim de efort, poate să apeleze la mine cu încredere. Asta, bineînțeles că sunt un pic publicitar. Acest speech trebuie adaptat, verificat, corectat și învățat pe din afară. Ok? Pentru că în momentul în care vei întâlniți, știți cum este la întâlnire de networking sau la un protocol sau la o situație în care dați de oameni, nu aveți timp să spuneți un milion de cuvinte și nu uitați vechea zicală. Nu o să aveți niciodată a doua ocazie de a face o bună prima impresie.
Eu aș adăuga că de multe ori lumea nu e vorba că face o impresie bună sau rea. Pur și simplu nu face nicio impresie, trece neobservată, pentru că nu a știut să se prezinte cu impact. Deci, studiați chestia asta, vedeți în momentul cum l-am folosit în cazul meu și încercați să-l adaptați pentru meseria voastră. De fiecare dată, vă întâlniți cu cineva care nu vă cunoaște. Vedeți că va fi mult mai important decât o carte de vizită. Ne vedem mâine cu alte idei și o zi plăcută în continuare!